Тема смешна аналізи техніки. Чи присупоні аналізи техніки? Ну, я в обіді аналізи фундаментали, де часто аналіза фінстів дженезії прецулої, да? Адіка апаріції луй. Базат пі факторі, ка реформіази чері шоферта. Да есть аналіза техніки. Аналіза техніки і аналіза урмілор. Ка репрецу ласат. Адіка аналіза еволюції мішкері пінен моменту дефаці. Știi cum în dependență de anumite urme, spate de făcut anumite concluzii. De exemplu, când un automobil s-a oprit foarte brusc, rămân anumite urme. Și deja spate de clarificat, adică cam ce viteză a avut, cam ce greutate a avut și chestii genul ăsta. Pe baza asta spate discut anumite legitate și de elaborat anumite formule care ar arăta, adică anumite idei care ar putea fi folosite pentru prognoza mișcarea continuă. Uh-huh. Analiza tehnică tare o leacă mai plăcută ca asta fundamentală pentru că adică e mai ușor să percepi de om, pentru că s-a seamănă mai mult cu geometria, dacă să facem aluzi la matematică. Eu am vedere că analiza fundamentală mai mult e legată de cifre, adică genul algebra. Да, фундаментально. Техника DC. Для этого и мои плакуты, мои инсоляции, мои мульши. Пентру дейтрейдинг, а не дейтрейдинг, а это зи-дези трейдинг. Пентру ксен диферит типу дейтрейдинг, если термин скурт, фуарти скурт, кэра шпуни нано, диджену, стаи деста в 5 минут, фуарти репти, кэра смешка. Примес трейдинг, кэра пресупуни мешкари, ну, трейдинг дези кузи, дей трейдинг, адика астази он дискис транзакция, тот астази он кит. Первый сент трейдинг, свинг трейдинг, кари транзакция ди кытива зили, ди кытива саптамын, дежа, аста ди термин медю, ди термин лунг, дежа ди лунь, ди ань, ди зили транзакция. Адика дискис азу транзакция, шо он кис, ди экземпль, что на. Ка экземпль. Ну, бун, аста тет ну и ла практика, шо нормал ка дискутем, да? Facem așa o introducere de genul. Toată analiza tehnică se bazează, adică e formată și dezvoltată din trei idei chiar. Deci, în primul rând, prețurile includ tot. Adică prețul care noi îl vedem pe grafic, el deja include toate noutățile care au fost până atunci. Deci, noi putem nici să nu cunoaștem toate detaliile interioare, noi putem să nu înțelegem anumiți indicatori, noi putem să nu știm, să nu fim la curent cu ce s-a întâmplat ieri sau ce a vorbit la conferința de presă un președinte al băncii sau mai știu eu. Dar prețul care deja noi îl vedem, noi înțelegem că el nu e pur și simplu acolo, la nivelul la care el se află. Asta e un fel de consecință a tot ce s-a întâmplat până atunci. Deci el deja include în el, în sine sa, toate noutățile, tot ce s-a întâmplat. Adică, de exemplu, petrolul acum costă ieftin, da, el costă în jur la 27 de asta, de dolari pe barel. Nu pur și simplu, dar în bază la anumiți factori care au fost. De exemplu, dacă eu ieri și alaltă ieri ți-am mai spus, adică de ce anume a scăzut petrolul, pe bază, adică din punct de vedere fundamental. Adică în primul rând în bază la asta, cum consecința virusului și eventuala criză de după, pentru că logistica nu merge, adică nu e procurat combustibil, în primul rând, într-a doilea rând producerea s-a oprit cam, adică bine, mai merge, dar nu într-așa volum cum a fost. Și într-a treilea rând au fost săptămâna trecută doar întâlnirile este de la OPEC cu plus, adică OPEC, țările OPEC cu Rusia. Nu mai scurt ții minte, da? Ceea ce m-a explicat. Da. Dar, chiar să nu știu detaliile astea, deja când te uiți și analizezi prețul, deja înțelegi, adică doar pe baza la analiză tehnică, deja înțelegi cum va evolua mai departe prețul. Adică, e deja îți e utilă pentru a prognoza mai departe. A doua regulă, deci prețurile se mișcă în tendințe.
Este și un proverb, se numește trend is your friend. E cum proverb, așa o zicală. Deci, care e ideea? Ideea e că prețurile formează o anumită direcție, că tendința asta e o anumită direcție și ea se continuă o anumită perioadă de timp. De exemplu, e ca cum fashion, adică moda, hainele, da? Tot sunt trenduri, anumite trenduri, deci anumite direcții. Pe urmă, acum e într-un fel în vogue, în trend, automobilele electrice, da? Adică ele se dezvoltă, da. Tot industria asta crește. Și foarte multe chestii de genul ăsta, în general, din viață, dacă să le iei în comparație, presupun anume mișcare în tendințe. Ce presupune însăși genul ăsta de mișcare în tendințe? Tendința presupune o anumită direcție, dar ea nu este strictă. Adică, de exemplu, prețul nu doar crește. Iar dacă presupunem că ia un preț, crește, să zicem, la ceva anume. La valută, dacă ai tras atenția, asta se întâmplă foarte des. Că astăzi e un preț, să presupunem un euro e un dolar și 10 cenți, mâine e un dolar și 12 cenți, poi mâine e un dolar și 15 cenți și te gândești că după poimâine, adică răs poimâine va fi un dolar și 18 cenți, dar nu, el se întâmplă că scade puțin, adică de la 1 dolar și 15 cenți se duce înapoi la 1, de exemplu, și 13 cenți și apoi iarăși se duce în sus. Când te gândești că de fapt gata, parcă îți pare că se duce în jos deja. Înțelegi? Ți-a duce aminte așa ceva, ai pățit? Da, am văzut. Și te gândești, de exemplu, poate taman ai vrut să schimbi și te gândești, 1,15, de exemplu, vrei să cumperi dolari, dacă sau din contră, vrei să cumperi euro. Și te uiți, parcă euro e 1,10, dar ai dolari. Da. Sau lei, fie, nu contează. Da? De exemplu, cu lei, dacă să iau ca exemplu. Când ai fost ultima dată, apropo, în Moldova? Acum, din ianuarie, de sărbători. Adică ai tras atenția, oricum, la chestii de genul ăsta, da? Se primește că, de exemplu, 1 euro e, să zicem, 19,50, tu uiți, mai aștept o zi, două, că ieri a fost 19,40, aștepți 19,60, tu uiți cum crește, da? Deci aștept încă puțin și a să ajungă la 20. Și când el merge 19,80 și înapoi 19,70, și ești, da, gata, nu mai crește. Și odată ce nu mai crește, te gândești că все, adică trebuie să schimbi. Și schimbi cu 19,70, dar real el după asta iarăși continuă, că iarăși 19,80, 19,90, 20, de exemplu. Adică, ce am eu în vedere? O anumită direcție nu presupune mișcarea doar irreversibilă în direcția cutare, dar presupune o mișcare mai puternică într-o parte și puțin înapoi, într-o parte și puțin înapoi, știi, ca prașcă, de exemplu, ca sens. Adică îți duci și într-o parte și în alta, ca valurile. Nu poate să meargă doar într-o direcție, ca cum valurile, apropo, exact, e o asemănare foarte mare. Da, eu pun site, am văzut, s-a postat o poză, liră dolar sau liră euro, nu știu ce schemă așa, și mai departe grafica cam cum posibil să urmeze. Și arăta că lira se duce în jos. Și am zis, hai să încerc, nu bag o sumă mare, bag o sumă mic, să încerc să văd dacă chiar e drept sau nu. Că dacă n-a să încerc, n-a să fiu atent. Și am încercat și acolo puțin a crescut și acolo ziceau că e probabil puțin crește și după asta scade. Și dacă a crescut puțin, eu am zis că n-au dreptate și am oprit tranzacția. Și n-a trecut mult și m-a scăzut fix după. Adică deja e atras schema aia. Da. Nu bun. Deci da, asta se întâmplă. Dar, ca idee, totuși noi trebuie să mergem cu tendința. Am în vedere că dacă prețul per general crește, păi noi trebuie să cumpărăm. Asta e una din reguli. Noi pe urmă să le aranjăm toate, adică într-o ordine anumită, da? Dar ca sens, asta nu se va schimba. Deci dacă prețul crește, în general, deci noi trebuie să cumpărăm. Apropo, acum când e criză, foarte mulți deștepți, să le spun eu așa, care anumiți businessmeni în anumite domenii, și care au anumite canale, de exemplu YouTube sau nu știu eu, da. Păi dau recomandări de genul, acum e criză, deci și eu exemple din trading ceva, dar nu percep nimic, zero.
domeniu. Și dau exemplu că trebuie să cumpărăm atunci când te-ți vând și trebuie să vindem atunci când te-ți cumpăr. Îi recomandă la ăștia, la followerii lor. Ce și o prostie totală. Adică dacă te-ți vând și tu cumperi, fii pregătit că te dai faliment. Deci când te-ți vând, trebuie să vinzi, nu trebuie să cumperi. Și când te-ți cumperi, trebuie să cumperi, nu trebuie să vinzi. Ei, ca sens, poate și-au avut în vedere că trebuie să cumperi în momentul în care toți deja au vândut. Da, dar asta nu e chiar așa cum... Adică... Da, adică... Ei nu, adică cunosc, numai... ei nu cunosc detalii, dar vorbesc și dau un recomandări. Și că asta e rău. Deci dacă nu cunoști, să mai dai recomandări. Alt sens, că trebuie să cumperi fundurile și să vinzi vârfurile. Asta e altceva. Numai că ei trebuie să le depisteze. Dar dacă nu cunoști, dar începe a folosi anumite vorbi auzite de la trader, de exemplu, dar singur nu te percepi, atunci aduci în eroare lumea. Și nu-mi pare destul de ok. Nu, bun, în fine. Următorul postulat e prețurile... A, istoria se repetă. Deci, practica este trei. Ce înseamnă istoria se repetă? Ceea ce a fost, va mai fi. Foarte des ceea ce noi vedem, asta nu e pe atât de nou, pe cât e ceva vechi. Chiar și îmbrăcăminte desuori, moda, să zicem, cum acum îmblă lumea bărboasă, asta e tot e de mai vechi, da? A reapărut, să zicem. Adică, știți, sunt unele lucruri, este o zicală de asta, că tot ce e nou e foarte bine uitat vechi. Da. Desuori, hai, nu e întotdeauna, dar desuori. Sau prin filme este așa o chestie, criminalul se întoarce la locul faptei. Adică istoria se repetă, dacă cineva a făcut ceva, el va mai face asta. Stereotipurile la oameni, greșelile, grebla, grebla care o calcă, omul tot așa, ea se repetă. Deci, fix așa și piața. Ea are o caracteristică de a se repeta, deci tot ce a fost va mai fi și nu odată. Pentru că piața, de altfel, e un fel de oglindă a așteptărilor, gândurilor, algoritmelor de gândire a mulțimii. Că, de fapt, piața o face mulțimea. Dacă să ne aducem la prima lecție aminte, piața asta și locul unde se întâlnește vânzătorul și cumpărătorul. Deci, și piața globală e formată de mulțime. Deci, de gândurile, de așteptările. Deci noi vom vorbi mai departe despre grafice. Grafica asta e urma de preț. Da? În baza căreia analizând, noi înțelegem cum a fost mișcarea până acum și pe baza asta, analizând mișcarea asta, bine, în fine, noi putem să prognozăm ce va fi mai departe. By the way, se primește așa, că traderii nu folosesc doar o metodă de analiză, adică doar tehnică sau doar fundamental. Bine, unii poate și folosesc, dar la general, se folosesc ambele, doar că de obicei prevalează una. Și prevalează foarte mult asta tehnică la traderii mici și mijlocii. La traderii mari prevalează mai mult fundamentală, pentru că acolo sunt anumite comisii mari, bine, anumite echipe mari care se ocupă de insider trading, adică care colectează date pentru a le ști mai devreme decât alții. Asta pe termen lung, sau pentru a ști anumite răsturnări de stat, să zicem, sau să influențeze, ceva de genul. Dar traderii mici și mijlocii, și mari tot, care sunt mai curați, în oricare măsură, adică care nu se ocupă de insider trading, acești folosesc în proporție undeva de 70% de analiză tehnică. Pentru că noutăți nu în fiecare zi sunt. Deci câteodată sunt noutăți importante, câteodată nu sunt noutăți importante, dar piața oricum se mișcă. Deci noi oricum putem să facem tranzacții și eventual să facem profituri, chiar dacă nu sunt noutăți. Graficile, iarăși ne întoarcem la grafice, graficile se deosebesc în primul rând după timp, după termeni. După termeni sunt grafice, deci M1, M5, M15, M30. Ce sunt acestea? Astea sunt
минуте. М1 минут, М5 5 минуте, М5 5 минуте, 30 минуте. Adică, cât s-a modificat prețul pe parcursul timpului ăsta. Uh-huh. Istoria lui, într-o care măsură. Deci, după asta, merg H1, deci de o oră, H4, de 4 ore. Și după aia merg de daily, deci de o zi, W weekly, de o săptămână, și M monthly, deci de o lună, timpul. Să le cunoști trebuie pe toate, desigur, dar în realitate, de obicei, în tranzacție, că de este an nu, te vei, nu prea te vei folosi. Mai mult ne vom folosi de astea două, de H1, H4. De astea mai puțin, dar da, ne vom folosi pentru a înțelege strategia de termen lung. Adică, în general, evoluția prețului. Deci, dar cel mai important e asta. Mm-hmm. Clar, da? H1, H4. Poftim? H1, H4. Da, exact. Deci asta de o oră și de 4 ori. A este M1, M5, M15, M30, câteodată probabil vei auzi, vei vedea pe diferiți traderi, așa numiți, poate să vorbească de el, dar asta, în realitate, la practică, am să-ți arăt de ce nu-s ok. Și dacă, dar sunt mulți traderi, de obicei ăștia care se învață singuri să tranzacționeze, deci nu au trecut vreun curs de pregătire sau ceva, de obicei îi folosesc așa tipuri de time frame-uri. Time frame asta timp, porțiune de timp, adică segment de timp, time frame. Dar și ele nu sunt ok. Ele nu sunt ok din punct de vedere de managementul riscului și a profitului, adică de money management. De gestionarea, planul financiar, mai scurt. Ele nu sunt ok. Ele încurcă, ele distrug, în oricare măsură. Dar asta la practic, deja noi vom vorbi detaliat. Acestea H1, H4 sunt cel mai ok. Daily, weekly și monthly, tot sunt ok. Pur și simplu aici, astăzi ele se folosesc mai mult de traderi mari, giganți, care tranzacționează, deschid o tranzacție și o închide, de exemplu, peste vreun an, doi, înțelegi? Că pentru ei sunt mai importante de genul monthly. Dar pentru tranzacții de day trading sau swing, adică de vreo 2-3 zile, sunt ok H1, H4. Până când e clar. Nu, în fine, asta nu atât de mult important, pentru că deja la practică să înțelegi mai detaliat cum e asta. Acum, mai departe. Asta noi am vorbit după timp, grafice. Acum vom vorbi, încă ele se deosebesc și după construcție. Deci după tipul de construcție sunt grafice lineare. Cum arată graficul linear? El arată de genul ăia ca așa. Cel mai des la televizor sau unde te uiți, se vede, da? Da. Sunt uiți la televizor sau undeva, sunt arătate graficele este lineare. Uh-huh. Ceva cunoscut deja, da? Puțin. Da, dar linear este munte, lumân, în formă de lumânări. Asta e altceva, asta e altceva. Azi, apropo, vom vorbi și despre asta puțin. Deci, graficul linear ce presupune? Dacă vorbim de line, dar la H1, adică la o oră, el arată unde a fost prețul în ultima secundă a orei. Adică, prețul, să zicem, la ora 12, în ultima secundă, era aici. Adică, de fapt, aici sunt puncte. Graficul este linear, aici sunt puncte. Și sunt iată așa, de exemplu. Și aici, deci, în ultima secundă a orei 12 era prețul aici, timp de o oră a ajuns aici. Timp de următoarea oră, adică ultima secundă a următoarei ori era aici, de asta și graficul merge aici, linia, și tot așa mai departe, deci o linie care unește punctele din ultima secundă a fiecărei ori. Dacă la H4, deci a fiecare ultima secundă a 4 ori. Uh-huh. Dar, ce e important, că în interior, de la oră la oră, prețul putea să evolueze foarte mult în sus, în jos, de multe ori, și ultima secundă doar să fie aici. Și toată mișcarea asta, porțiunea asta, noi în general nu o vom vedea. Da. Înțelegi, da? Da. Și de asta el,
El practic așa ca idee, pe general arată ceva ok, dar e foarte puțin informativ. Adică noi în baza graficului liniar nu putem să deducem anumite, să formăm o anumită prognoză clară. Adică sunt multe, anumite informații se primește că e ascunsă. De exemplu, eu puteți să crească până în sus 100 de puncte, ceea ce se întâmplă, de exemplu, la non-farm payrolls, la nou test. Ieri am vorbit de non-farm payrolls, ții minte așa ceva, da? Da, da. Și apoi îți duci înapoi în jos. Îți duci înapoi în jos, dar noi pe partea asta, deci... Sunt spus că noi n-am luat bani pe dânsa vreo 100 de puncte, de exemplu. Dar noi nici n-am văzut că așa ceva a fost după, înțelegi? De asta, în general, e ok ca să înțelegi tendința, cum se mișcă piața și la televizor când s-o arăți, fie cât de cât mai clar cam în și direcții se duce și cum evoluează lucrurile, e destul de ok. Dar pentru trader, nu prea, e prea puțină informație. Mm-hmm. Clar, da? Până când e clar. Da, da. Bun, mai departe. A doilea tip de grafic, datorită la asta, că este liniar, e puțin informativ, după aia a apărut graficul de bare, sau, da, baruri. Ce presupune? Așa un băț, cu o linie aici, în dreapta, și aici una în stânga. Da? Da, da. Dar apropo, se vede ok, nu? Da, se vede foarte bine. Deci, un baston de ăsta care arată deja o leacă mai multă informație. Ce presupune? Aici e prețul de deschidere, adică prețul open, prețul close, de închidere, low și high. Adică, ce presupune asta? Prețul open, asta e prețul de deschidere a orei, dacă vorbim tot de H1. Prima secundă, da? Da, în prima secundă a orei era prețul aici. Timp de o oră, el a urcat sus și high vista, adică, high, înțelegi, presupun low, high, da? Da, da. Deci high asta e maxim, punctul maxim unde a fost timp de o oră prețul. Low prețul minim unde a fost timp de o oră prețul. Și el asta putea să facă de câteva ori. Și în ultima secundă a orei, el deja era aici și cu asta se închide ora. De aici se deschide următoarea și tot așa, în sus, în jos, în sus, în jos, se închide aici. De aici alta și așa mai departe. Uh-huh. Deci el, de exemplu, arată ceva de genul ăsta, poate să arate, da? Pe când, dacă ar fi liniar, ar fi doar aproximativ așa o linie. Adică înțelegi, da, diferența? Da, da. Ce diferență e aici și e aici. Adică e foarte puțin informativ. Și datorită la faptul ăsta e mult mai clar și mai ok ăsta de bare. Dar el nu este ok pentru ochi. Adică nu e tare comod. Pentru că barele astea sunt de un fel, la culoare, la fel cum arată. Și datorită la asta o leacă când ele se aproape și se mici. Că așa sunt parcă sunt niște bețușoare și nu prea se observă, nu prea e clar, au crescut, au scăzut și așa mai departe, pentru vizual, nu-i comod. Și datorită la faptul ăsta a fost următorul grafic. Ca atare mai este unul, dar el e mai puțin, a fost mai puțin folosit. El e format din ăsta, Ana, ca joaca asta. Ia că din așa ceva era. Era și așa tip de grafic. Numai că puțin a răspândit. Da, da. Eu ca dar n-am lucrat cu de asta, eu ca cu de asta de bare am lucrat, asta l-am văzut, dar pe asta numai din istorie l-am văzut, am auzit la trader de ăștia mai bătrâni. Dar el nu era tare răspândit. În fine, următorul, cel mai important, e graficul liniar. Adică asta e clar, ți-ai scris, da? Da, da. Bine. Graficul liniar, nu liniar, dar de lumânări japonezi. Uh-huh. Dacă e să auzi undeva, el în engleză va fi așa, candlestick. Asta e a treilea. Tot pun eu H1 ca exemplu.
Deci ce presupune el? El se aseamănă cu acesta de bare doar că are culori diferite. Adică e format tot din patru prețuri. E că așa arată. Și de asta se numește lumânări pentru că seamănă cu lumânare. Și aici sunt pe noi tot patru prețuri. Deci aici este, Iana, de jos. Deci ăsta de jos e prețul de open, prețul de deschidere. Ăsta de jos prețul low, minimul care a fost, high-ul tot și close-ul. Adică unde s-a închis. Clar, da? Da. Dar la bar era invers, open-ul sus și... Nu, asta când a crescut. Eu am arătat la bar un exemplu când a crescut, că era așa, de exemplu. Uh-huh. Dar puteam să... Adică prețul din stânga e prețul de deschidere. Păi putea să fie la fel, putea să fie așa prețul, să crească și aici să se închidă. Înțelegi? Ah, ok. Da. Deci, asta eu am avut în vedere. Deci din stânga e prețul open, dar din dreapta e prețul close. Da, aici se primește la noi, că de exemplu am luat barul ăsta, lumânarea asta, deci aici au crescut, high-low. Dacă ar fi invers, de exemplu când scade, apel e așa, dar e hășurat, are o culoare anumită. Și deja se deosebește, înțelegi că aici ar fi open și aici ar fi close. Deci e format din corpul lumânării. Și cozele, da? Cozele este de fapt sunt urmele unde a fost prețul mai sus decât până se închide și sau după ce s-a deschis. Ai înțeles, da? Deci aici a fost în prima secundă ori, timp de o oră a crescut până aici sus. Da. A scăzut până aici jos și s-a închis în ultima secundă ori. Deci aici. Ok. Deja lumânările acestea, ele formează anumite combinații de lumânări sau, cum le mai spune, formațiuni. Ce să are în vedere? Însuși, poate să fie ca așa, poate să fie lumânare fără coz, câteodată. Ce să are în vedere? Asta înseamnă că open și low erau egale. Adică el mai jos, el timp de oră doar a crescut. Nu a scăzut deloc timp de oră. Și nu a crescut ca să scadă. Deci a ajuns la close, cum s-a închis, și tot aici și high-ul, că se egale. Poate să fie așa. Sau mai sunt încă așa tipuri de lumânări, așa o crușiliță, de exemplu. Se numește Dodge. De genul Dodge Viper, ai auzit de așa ceva? Nu. Dodge Viper este așa automobil. Așa am întrebat, zic eu, șofer. Dodge Viper? Dodge Viper. Nu cunoaște? Nu. El e undeva 7,3 litri motor undeva. Uh-huh. E sport car. Muscle car, dar sport de genul de mai serios chiar ca Ferrari, dar ele sunt cam rare. Mai ales în Europa. Bine, Dodge-ul ăsta, el în principiu ce arată? Dacă, după cât observi, cum se formează asta? Aici e o coadă în sus, o coadă în jos. Deci timp de ori e o crescut, o scăzut, o crescut, o scăzut, dar până în ultima secundă a ori a rămas tot la prețul cealaltă inițial de unde s-a pornit. Deci ce am în vedere? Că a fost open aici și close aici. Adică, practic, nu s-a dus nici în sus, nici în jos. Însă și el singur el, semnul ăsta, e semnal de incertitudine, adică că nu-i clar. Ce se întâmplă, cine prevalează, cumpărătorii ori vânzătorii. Dar, în combinație cu alte lumânări, formează anumite semnale. Deci, pe lângă, probabil că deja ai auzit de așa ceva, că mitologic se numesc, cum mitologic, de fapt este așa în slang-ul de traderi, sunt urși și tauri. Ai auzit de așa ceva? Nu. Dacă, de exemplu, pe Wall Street, în New York, acolo sunt, este un taur, mulți fac fotografii. Arăta taurul ăla, tipa din coronavirus, a prăbușit jos. Da. Glumică. Știi de ce să ai în vedere asta, ca tare? Deci taurii sunt traderii care cumpără. Deci traderii care mișcă prețul în sus. De atâta cumpărarea, mișcă prețul în sus.
Urși traderii care vând, care mișcă prețul în jos. Adică aici de tauri cu coarnele într-o oarecare măsură, într-o oarecare sens, de fapt, ridică prețul în sus, sau asta să are în vedere. Dar ursul cu labă împinge prețul în jos. Și, da, bine, asta e așa, ca legendă. Da. Și de asta acum cu coronavirusul prețul practic a scăzut. La majoritatea instrumentelor financiare. De asta urși pierd. Asta urși, urși pierd, taurii pierd. Tauri. Da. Deci se primește că întotdeauna e un fel de luptă între cumpărători și vânzători. Cine prevalează? Urși ori taurii? Deci dacă sunt mai mulți urși, adică mai mulți vânzători, prețul va scădea. Dacă sunt mai mulți cumpărători, deci tauri, atunci prețul va crește. Și aia ca când e, de exemplu, de genul ăsta Doge sau acolo, depinde de combinație, de fapt. Păi atunci nu prea e clar unde se va mișca prețul. Este, de exemplu, acum ce-ți arăt, ca exemplu doar, pentru că combinațiile astea, ele sunt mai multe, ele ca tare sunt multe, noi azi vorbim de ele la, la practică, dar așa, pentru orice, ca două exemple, să-ți arăt, că este așa un tip de combinație, se numește stea căzătoare. Adică a fost o creștere aici, da? Da. Și aici o lumânare mică cu coadă lungă în sus. Deci asta e semnal de sell. S-ar ridica repede și a coborât repede. Este semnal de sell. Adică după asta va urma o scădere de preț. Deci asta combinație, da, spunea și te-a căzătoare. Ele sunt mult. Îți arăt doar, bine, două exemple așa ca ai în vedere, dar noi vom vorbi detaliat de ele și cum sunt incluse ele în algoritmul de tranzacții. Pentru că un plan de tranzacții, el nu presupune doar că este două lumânări. Eu cred că înțelegi lucrul ăsta, da? El e mult mai amplu. Deci este inversa, combinația ar fi ca așa, de exemplu. Are mic aici, adică exemplu ăsta prețul a scăzut, da, aici se vede. Și cu coadă lungă în jos, deci ăsta se numește ciocan. Semnal de bai. Sunt clare, da, combinațiile astea? Da. Ți-ai însemnat, Cipson? Da, 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 am făcut și desenul. Aha, bun. Astea mai tare îmi place să le desenez. Eu și ți-am spus că asta e... Că e geometrie. Geometrie întotdeauna e mai ok. Tak, bine, mai departe. A, dar nu mă vezi așa? Nu vezi, adică ecranul meu. Nu, nu se vede. O clipă. Acum se vede? Da. Aha, bine. Bun, mai departe. Asta ce am vorbit noi până acum, deci asta e... Asta ține de prețul include tot. Adică lumânările este, ele deja arată ceva în piață, ce se întâmplă. În dependență de mărimea lumânărilor, de cozele astea care rămân, adică urmele care le lasă, noi deja înțelegem ce se întâmplă prin piață, chiar să nu fim la curent, de exemplu, eventual, că nu știm ce s-a întâmplat fundamental. Doar că de obicei trebuie să știm și una și alta. Asta tot la o oră sau la patru ore sau nu contează? Nu contează, dar dacă am luat ca exemplu acum vorbim de H1, deci continuăm cu H1. Ok, da. Deci acum nu mult trebuie să te oprești la gândul ăsta, eu deja la practică să dezvolt sensul. Că oricum, adică o vom tranzacționa și, nu doar H1. Mm-hmm. Bun. Mai departe, următorul punct la noi e după postulate care... Prețul include tot. Prețul se mișcă în sus.
apropo de grafic, des, că nu ți-am arătat niciun grafic de să arăt acum unul. Vezi lumânare? Da. Ia că cum sunt lumânare, ești de o culoare? Cum, culorile astea tăi îți poate schimba la unii graficul, e, adică fonul e alb, lumânările de altă culoare, mă rog, poate să fie fel de fel, nu contează. Ia cum e o lumânare lungă. Mă, ce mai am pe aici. Nu am prea multe desene. Nu fi. Următorul moment important e tendința. A, dar vreau trece înapoi la apă. Înseamnă ce... prețurile se mișcă în tendințe, da? Deci la al doilea punct, al doilea postulat. Deci. Prețurile se mișcă în tendințe. De fapt, eu am explicat asta, da? Că și eu anumite direcții. Dacă, de exemplu, tendință de genul este. Aici se vede câteodată la televizor. La moment, așa tendința nu se vede, că de fapt e inversă, dar ca sens. Să începem cu asta. Tendința de genul ăsta se numește uptrend. Up, deci în sus, trend. Tendință crescătoare. Ce presupune un trend crescător? El e format din anumite valori, da, cum am spus. Se vede, da? Te-ți vede ok? Da, da, tot normal. E anumite valori. Și formează anumite vârfuri și funduri. Deci dacă observăm fiecare vârf e mai sus ca precedentul, vezi? Da. Și fiecare fund la fel e mai sus ca precedentul, atunci așa tendință se numește tendință crescătoare. După cât se observă, el și crește prețul și scade. Și crește și scade. Și crește și scade. Dar mai mult crește față decât scade. Corect? Da. De asta, în trend crescător, rămâne regula că trebuie de cumpărat. Deci se fac tranzacții de buy. De obicei. Dar cum se fac tranzacțiile astea? Ia că dacă transăm noi prin două funduri, trasăm o linie. Linia aceasta se va numi linie de suport. Și prin vârfuri trasăm o altă linie. Această linie se va numi linie de rezistență. Resistance. Și se formează un anumit canal. Канал ал тренду. Ём пус линия аста де резистенция интерруптэ, după cât observ, pentru că ea e mai puțin important. Pe noi, în trend crescător, ne interesează linia de suport. Deși linia de suport? Presupun că ți-ai dat seama de atât noi cumpărăm, dar cumpărăm anume de la suport. Iată, de aici, de aici, de aici. Da? Da. N-are rost, nu prea are rost de aici să cumpărăm, de sus. Că el va scade și... Da, el crește mai mult decât a scăzut, dar pentru ce? Aici e scump să cumperi. Nu se poate aici să cumpărat. Dar iată, aici e ok să cumperi, pentru că aici e ieftin. Chiar dacă prețul, oricum, după asta crește mai mult decât, decât a scăzut. Deci trebuie să însemne un lucru. În trend crescător, noi cumpărăm. Ți-ai semnat? Da, da. Скриншот, бронз факт, бронз факт. Мерси.
Dar oricum, se nează în caiet, cred că tot ok. Da, le-am înțeles. Bun, normal, dacă este trend crescător, trebuie să fie și trend descrescător. Deci da un trend. Asta e următorul. Adică, o mișcare anumită, anumite valuri, în care fiecare vârf e mai jos ca precedentul și fiecare fund la fel e mai jos ca precedentul. Este trend descrescător. Ceea ce vedem noi acum pe piață. Ești aici? Da, da. S-a auzit, m-ai auzit tot ce am spus, da? Da, da. Aha, ce se întâmplă acum pe piață? Trend descrescător. Da, 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 pur și simplu am auzit un sunet așa mai straniu, pare că iarăși am pierdut legătura. Bun, și deci prin vârfuri, unim două vârfuri și trasăm o linie. Linia asta se numește linie de rezistență. Adică linia de sus, nu contează trendul crescător sau descrescător, linia de sus e linie de rezistență. Da. Linia de jos e linie de suport. Eu le scriu, e ca puțin diferit, support în engleză, pentru că dacă undeva ai să vezi, în engleză să înțelegi despre ce merge vorba. Doar că în cazul dat, în downtrend, pe noi ne interesează mai mult linia de rezistență decât asta de suport. Deci presupunere de trend crescător, da? De asta am pus-o pe asta de suport întreruptă. Deci de asta de rezistență e ok. De ce? De atât dacă noi în downtrend, în principiu vindem. Dar de unde vindem? De la rezistență. Deci e sell, mai aproape de rezistență. Până la suport. Da. Ai însemnat, da? Da. Bun, eu cred că e clar, așa tot e simplu și destul de ușor, nu? Probabil că și mi-e interesant, de fapt, decât că geometria întotdeauna e mai interesantă la toți decât algebra. Practica întotdeauna bate gramatica, dar trebuie și una, trebuie și alta. Exact. Bine, și mai este încă un tip de trend. Asta e ca, un exemplu de trend. Prețul întotdeauna se mișcă și în sus și în jos. El practic nu stă. Piața când e deschisă, prețul oricum se mișcă. Doar că poate să miște într-o direcție anumită, adică în sus ori în jos, formează un trend crescător ori descrescător, ori un trend lateral. În engleză se numește flat. De ce să ai vedere? Când dacă noi trasăm o linie prin vârful și la noi și o linie prin funduri și s-ar primi două linii paralele, dar orizontale. Deci este flat, trend lateral. Acum, noi după ce am vorbit de trend crescător-descrescător. În trend crescător noi cumpărăm, în trend descrescător noi vindem. Ce facem în lateral? Și vinem și cumpărăm. Sus vinem și jos cumpărăm. Da, în principiu ar fi corect, dar este este un no. Depinde de distanța. Deci aici la fel, da? Linia de sus e linia de rezistență, linia de jos e linia de suport. Doar că aici se numesc deja nivele, adică pentru că sunt orizontale, dar sensul e cam același. Deci de la rezistență noi vindem, ca de obicei, și de la suport noi cumpărăm. Dar depinde distanța de la una până la alta. Adică, dacă de la,
делă în distanță între ele. E undeva în jurul de... De la, eu aș spune, chiar de la vreo 60 de puncte în sus. Bine, hai să spunem așa mai simplu. 100 de puncte, aproxim ca exemplu, dacă e 100 de puncte distanța, atunci da, e corect. Noi de jos cumpărăm, deci buy, și de sus noi vindem, deci sell. Dacă e mai puțin de 100 de puncte, dacă, hai să zicem, de 50, sub 50 de puncte, atunci noi nu facem nimic. Noi așteptăm să-și iei o anumită direcție. De exemplu, dacă e 30 de puncte distanța, atunci nu facem tranzacții. Așteptăm să-și iei o anumită direcție. Pentru că oricum își va lua anumite direcții, nici un trend nu e veșnic, nici uptrend, nici downtrend și flat-ul, mai ales flat-ul, care oricum va lua un în flat, în gust de este iană, e ca așa de vreo 30 de puncte, el stă când așteaptă vreo noutate, ceva, adică când nu-i clar. Dar după asta, de obicei, e să fie o mișcare puternică. Pentru că aici se strânge ca un fel de pружină și atunci sare puternic într-o anumită direcție. Dar bine, asta noi vorbim pe urmă. Până când e clar, da, sensul? Da. Deci asta e una. Și a doilea moment care e important. Deci noi cumpărăm de la suport până la rezistență. Cum noi vorbim că el odată și odată își va schimba direcția, atunci el va poate străbate. De exemplu, rezistența. În cazul în care străbate rezistența, rezistența asta devine suport. Adică dacă prețul e aici, linia asta care se numește până acum rezistență, ea devine suport. Adică, ca sens, oricare linie, oricare nivel care e sub preț, el se numește suport. Și de la suport, regula prima, noi cumpărăm până la următorul nivel de rezistență. O ajuns până la asta, l-a străbătut. Asta tot a devenit asta, suport. Deci de la el mai departe noi iarăși cumpărăm până la următorul nivel de rezistență. De unde luăm? Din istorie, ele toate sunt. De mai înainte. La practică ești normal ca să arăt asta cum în general lucrează. Dar așa, pentru moment. Înțelegi sensul, da? Da. Și la fel invers. Deci dacă străbate linia de suport, înseamnă că aici noi vindem. Până ne vinde, până la următorul nivel de suport. Îl străbate și pe asta. Deci noi iarăși vindem. Până unde? Până la următorul nivel de suport. Și tot așa. E clar, da? Da. Că el de fapt nu o să meargă doar într-o direcție. El o să meargă așa, sau să întoarcă, așa pe iară. Iată așa, să se mișcă. Așa și pe iară. Nu, asta la practic, de-am detaliat, să explic. Ok. E clar până și, da? Da. Bun. Acum alt moment. Ce înseamnă străbatere? Deci, iată noi avem un nivel. Prețul se mișcă și străbate nivelul ăsta. Deci când noi socotim că e o străbate, că de fapt e ca până aici el puteți să facă pe așa mișcări și e ca aici el mișcarea asta desuori, apropo, poate să termine așa ca o stea căzătoare, cum ți-am arătat, de exemplu, da? Combinația asta de lumânări. Și aici e sell. Adică avem un nivel de rezistență, avem stea căzătoare și vindem. Înțeles, da? Da. Dar cum e străbaterea? Și stare în vedere ca străbaterea. Străbaterea e atunci când se închide o lumânare sau chiar două mai sus, ori bine, ori mai jos, de un anumit nivel. Iată, asta se numește străbatere adevărată. De atât dacă, în principiu, iată aici, când s-a format steaua asta căzătoare, prețul tot a ieșit deasupra. Coada asta doar și arată. Coada arată că e o urmă prețului. Deci prețul a fost deasupra nivelului ăsta și până la urmă a coborât. Deci n-a putut să-l străbat. Și asta nu se socoate o străbatere adevărată, dar o străbatere falsă. Dar iată, asta e străbatere adevărată. Și iată aici, deja din momentul ăsta, nivelul ăsta devine, nu mai este rezistență, dar deja e suport. Și deja putem cumpăra.
Înțeles, da? Da, da, da. Inversul ar fi cu sell. Și dacă observi, asta deja noi am intrat în postulatul ultim, adică istoria se repetă. Deci chestiile astea, astea se repetă, asta de obicei așa se întâmplă. Chestia precedente, ele deja noi le repetăm, adică prețul dacă a ajuns la un nivel de mai înainte de la care a fost întors, pe el aici data viitoare tot așa se întoarcă. De asta nivelele astea sunt puternice. De exemplu, când câteodată se aude la televizor chestii de genul ăsta, a, că petrolul a ajuns la un nivel, la un preț, la care nu a fost, nu știu, 5 ani sau 10 ani. Ai auzit așa ceva, da, câteodată? Da, da. Deci asta și s-are în vedere. Asta s-are în vedere că ajunge la un nivel foarte puternic, iată, de genul ăsta, la o rezistență, sau dacă scădea la un suport anumit, care e de pe daily sau chiar de pe monthly, adică de mult timp în urmă, care e puternic și la care toți vor închide tranzacții. Eu la practică să explic cum anume detaliat se formează nivelul ăsta, care sunt puternici și care sunt slabi. Pentru că sunt nivele de două tipuri. Sunt nivele intermediare, dar sunt nivele de bază. Numai că acum nu vreau să te încurc, adică nu contează, că trebuie să-l vezi anume pe grafic. Apropo, la grafic, de asta arăt acum niște cam aproximativ puțin cum arată. Ia că cum arată. Stai clip. Că este trend descrescător. Da? El se vede cu ochiul liber, nu e nimic complicat aici. Acestea sunt nivelele. Cum scade, deci, prețul? Cum crește, deci, da? De la nivel. Vezi? Da. Se vede? Da, 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 se vede. Nu se mai vede. Aha, da, o clipă. Zbate-mă câteodată. Acum se vede, da? Da, acum se vede. Vezi high, low, close, open. Adică el te sclare, da? Da, în principiu asta nu e complicat. Aici sunt time frame-uri de zi. Și un H4, dar nu trebuie să vedeți spărânti. Ia ca trend crescător, vezi? Da. Bye bye, de unde ți poate cumpăra? El în principiu vezi chiar și de aici scumpere, el oricum pe urmă crește, dar nu-i convenabil de aici. Trend descrescător, ca să arăt acuși. Este flat, larg. Asta cum merge, cum are loc străbatele. Nu bine, asta ca tare acum nu tare mult contează. Mai trecem în câteva figuri din toarșere. Deci, pe lângă toate mișcările astea pe piață, pe lângă lumânări, mai sunt și anumite figuri. Deci, ele sunt mai multe tipuri, dar noi trecem azi doar astea din toarșere. Deci, figuri din toarșere. Prima se numește Head and Shoulders.
Cap, asta e cap și umeri. Ai auzit, dai de așa figură sau nu? Nu, n-am. Și asta ce mi-a răspândit figură, ce mai simplu, te-ți o înțeleg, de asta e și lucrează foarte bine. Cum arată ea? Deci, ia ca de exemplu, prețul crește. La un moment, dacă formează, ia-ca, de exemplu, așa, că parcă e trend crescător. Deci e din toarce, pentru că nu se întoarce trendul. Alo, alo. Da, nu mă auzi acum? Te aud, te aud. Nu te sunt treaba acolo. Boris? Da, 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 te aud. Deci uite, iată aproximativ așa arată. La un moment, de exemplu, e ca să luăm linia asta de tren. E ca de exemplu el merge sus și o strâmbate. Odată și odată trendul se termină. Cam cum poate să termină? Ia că, de exemplu, ceva de genul ăsta. Și în cazul dat, el formează, aici e capul, și formează încă un umăr. Și ia că ăsta? Ia că figura asta e cap și umeri. Printre acestea două puncte de unde sunt formați umerii, se trasează o linie, care se numește linia gâtului. Și aici încă nu se fac tranzacția ca aici. Dar iată aici la străbatere, iată aici e ok de făcut sell. Adică, și cam cât el merge? El merge, de fapt, în jos, cât e înălțimea capului. Se presupune în capul 100 de puncte. Deci, înseamnă că ea va merge în jos cam 100 de puncte. Dar și normal, pentru că nu trebuie să fim cei mai lacomi, și ar fi ok să avem să luăm undeva 80 de puncte. Adică, hai bine, 80% din înălțimea capului, din hașa capului, da? Da. Și din 10 figuri de genul ăsta, undeva 7-8 lucrează. Adică e foarte răspândit, e foarte ok. Și e clar să o vezi, acușa să-ți o arăt. A, de fapt acuși chiar pot acum să-ți o arăt. Ia că vezi? Dar nu chiar bine se vede, da? Deci mărunte. Dar bun, la practică să le arăt. Nu este de important acum. În principiu ai înțeles, nu? Da, da, da. La fel, adică... Bun. A, ți-a însemnat, apropo? Da, da, însemnă. Aha, bun. Deci la fel ar fi doar inversă figura cap cu umeri inversată, da? Numai că aici deja logica îmi face bai. Tot pe înălțimea capului. Mai departe, următoarea figură se numește double top, adică două vârfuri. Aproximativ e tot așa, e o creștere, doar că ea are loc tipa de genul ăsta. Vârf dublu, da? Sub serul. Ce e important? Important ca doilea vârf să nu fie mai înalt ca primul. El poate fi mai mic ori egal. Important să nu fie mai mare. Și aici e ca linia gâtului. Și la străbatere, aici e sell. Sell, aproximativ, distanța cât e înălțimea la primul vârf. Ei bine, luăm de la fel vreo 80%. Deci care e ideea în trading? Nu e sensul în a o face pe cel mai chiar fix, cel mai deștept să iei punct în punct. Important este business.
Și în oricare afaceri e important ce? Ca să închidem tranzacția cu profit. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm tot ce e în piață, adică tot 100% de mișcare. Da? Da. Nici nu contează atât de mult. Dar 80% de mișcare dacă le luăm, dar mai stabil, păi e mai ok. Acum, ce se întâmplă câteodată? Se întâmplă așa situații, de exemplu, nu străbate aici, că noi trebuie să deschidem cell la străbatere, da? Înțeles? De exemplu, dacă nu străbate și formează treilea vârf, atunci noi vindem anume la străbatere aici, la treilea vârf, doar după străbatere, asta am în vedere, da? Dacă nu străbate nici aici, atunci nu înseamnă că noi vindem după a patrulea vârf, ori a cincilea. Deci vârf dublu este și vârf triplu. Atâta. Deci deja 4 vârfuri, 5 vârfuri, asta nu sunt socoate figură, asta deja e un flat. Da. Adică e un trend lateral. Figura e până la 3. Da? Da. Bun. Bine, și inversul ar fi... Bine, da, ți-a însemnat asta sumă? Da, 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 ți-a însemnat tot. Invers ar fi cell-ul, adică fund dublu sau triplu, da? Adică e tot aceeași, doar că invers. Și ar fi buy. Arăt vreo două figuri de genul ăsta. Adică se vede aici, da? Da. Bun. Astea sunt capuri cu umeri. Astea este inversat. Astea sunt două obișnuite. A, dar astea deja sunt alte figuri. Nu, astea deja noi azi nu le trecem, astea la practică să trecem. Da, da, sunt alte tipuri figuri. A, dar iată. Eu știam că le scrisesem, le înțenasem lumnările astea. Te-ai rămân jos și a înțenat din nou. În fine, nu contează. Ia ca și înseamnă străbatere, vezi? Gen, străbatere, întoarceri. Nu, bun, nu e nimic strașnic, adică noi, cum, nu, chiar e mai bine probabil că le-ai înțenat acum din nou. Și le-ai înțeles mai bine, cred. Da. Ia că sunt combinații diferite, care sunt ok, care nu sunt chiar ok, că este le-am pus că greșite, ele nu sunt bune. Nicătând cu unii le spun că ele sunt bune, dar ele nu lucrează. Dar este lucrează. Nu, în fine, asta la practic. Bine, până când tot e clar ce am trecut noi azi. Da, da, da. E, cum am spus, figurile astea tot lucrează și ele lucrează și mult mai mult figuri normal, dar ele lucrează nu 100%. Pentru, ca să înțelegi, trading-ul maximal cum ne-ai tranzacționa, el niciun business nu e nimic 100%, da? De exemplu, când cineva îți gândește că uite, nu sunt riscuri, sunt riscuri sau ceva, că să investești. Ții minte de investiții, eu am făcut și un video acolo, am explicat ce înseamnă investiții. Da, da. Trebuie să... Deci trebuie să te implici, trebuie să cunoști despre ce mergi vorba. Eu ce am în vedere? Noi putem maximal să micșorăm riscul și maximal să mărim profitabilitatea, adică probabilitatea de profit. Asta e ideea. 100% nimeni nimic în viață nu știe. Până mâine trăiești sau nu trăiești, așa mai departe. Dar nici nu e 50 la 50. Deci în momentul în care aranjezi toate lucrurile pe baza anumitor reguli, pe baza anumitui plan, în baza asta, oricare afacere, afacerea prosperă, e afacerea de obicei aceea care e analizată, echipzuită bine și e format un plan anumit și bătut în curie. Iată ce.
Adică un anumit sistem format din anumit proces. Și ești normal că nu poate să existe niciun trading, doar decenii și așa mai departe, fără niciun pic de analiză anume contabilă. Asta așa. Adică ce țin dreptate. Și anume calculările este, bine, nu foarte detaliate, dar noi mâine le vom discuta. Asta ține de risk management și money management. Deci mâine noi vom vorbi în general money management, adică despre gestionarea banilor în piață, adică a riscurilor și a profiturilor.